Salutare și bine v-am găsit la un nou video, sunt la Postăvaru și nu știu dacă vedeți ce v-a schimbat la mine. Dacă vedeți, puteți să-mi scrieți în comentarii. Și am venit la Postăvaru din nou și după cum am promis data trecută, când am fost, adică acum 100 de ani, am promis că o să dau din nou World Ride-ul, pe care nu l-am mai dat de anul trecut și am un pic de emoții, dar vreau să-l dau, plus că nu l-am dat cu bicicleta asta nouă. Și, practic, asta este challenge-ul meu de astăzi, să dau din nou World Ride-ul. Dar prima și prima dată o să vreau să mă obișnuiesc puțin cu el, așa că o să dau doar partea de jos, de o dată, de două ori, și după aia o să-mi fac curaj să dau și World Ride-ul. S-a simțit bine așa. Sunt aici sus. Am urcat din nou și sunt gata să dau dropul mare. De ce am emoții că l-am mai dat? De ce? Woohoo! S-a simțit perfect încercarea asta, am avut viteza perfectă din punctul meu de vedere, am venit și mai tare și mai bine și simt că aveam viteză perfectă să continui, doar că m-a oprit. Nu știu ce mă ține, cred că pur și simplu ar trebui să fiu cu cineva aici care a mai dat elementul ăsta și pur și simplu să-mi ridice așa un pic moralul și să-mi zică poate două, trei sfaturi despre cum se dă acest element. Practic pe mine mă sperie gap-ul ăla, practic welltail-ul ăsta. Drop-ul nu mă sperie atât de tare cât mă sperie asta. Dar poate, adică sper data viitoare să îl dau, dar cred că astăzi nu este ziua. Câteodată trebuie să știi când să spui nu și când să spui da. Dar astăzi sunt mulțumită că am reușit să dau World Ride-ul și să mă obișnuiesc cât mai mult cu el, ca apoi data viitoare să pot să dau toată linia. Așa că, da, hai să mergem să ne mai dăm. Și acum, Blue Line. Am prins curaj de când am dat World Ride-ul. Hai să sărim aici un pic. Opa! Un pic de case. Ce prost l-am dat pe ăla. S-a azit un fluier. Oare fi fluier de urs? Că am auzit că erau niște pui de urs de la finalul lui Blue Line. Așa că nu m-ar surprinde, aleu, să fie un urs pe aici. Am sărit puțin strâmb acolo. Recunosc că asta este, cred că, a treia, a patra tură, așa că, pentru că prima tură a fost oribilă. Dar, bine, nici m-am mai dat pe bike de două săptămâni, am tot fost plecată și n-am avut timp, așa că, era foarte, foarte dor. M-a sărit piciorul de pe pedală un pic. Tura asta este scurtă,
Mergem doar până la telescaun. Și oricum, sincer, mi se pare că e cea mai mișto idee faptul că au pus în funcțiune telescaunul și pentru biciclete, pentru că practic cea mai mișto parte din Blue Line și poți să o dai de mai multe ori, ceea ce este super tare. Mamă, trebuia mai multă viteză acolo. Și am ajuns la telescaun și mai dăm o tură și încă o tură. Ui! Și am pornit aici ușor, ușor, ușor și dreapta ușor, ușor, ușor. Ui! Ce zi superbă astăzi în masivul Postăvaru. E și multă lume la dat. Deși este marți, nici măcar nu este weekend. Au! Ui! Am lăsat cam mult frânele acolo și continuăm pe Wishstream. Mamă, ce ciocănează, mă bată mama. Hai să mai schimbăm puțin traseul și intrăm pe Clover. Opa! Opa! Nu prea, e un traseu pe care eu nu prea m-am dat. Aoleu, ce ciocăneală să mă bată mama! Da, încetinez pe aici pentru că chiar nu mai știu ce urmează. E prima dată mai ales cum mă dau astăzi. Cred că e abia a treia oră pe traseul ăsta, ceva de genul. Foarte multe contrapante. Ui! E cam mult praf. Mi-e frică să nu alunece contrapantele astea. Era să ies din contrapanta asta. Și acum, pentru că ne apropiem de finalul zilei, continuăm cu Blue Line până jos la gondolă. Ciocăneală, contrapantă cu multe pietre. Mai și vorbesc pe cameră ca să facă lege, să sperii eventualii urși. Mamă, cum e contrapanta asta? Brake bump-uri. Caca de urs. Nu știu dacă asta era aici prima dată când am dat Blue Line complet. Parcă nu era. În față! Nu, nu, pe aici. Sincer, asta nu știu ce e aici, mainland-ul ăsta. Pare mișto, dar nu știu unde duce. Vrei să o luăm? Arată mișto așa. Poate ne scoate în negru. Vrei da. Să mergem pe el? Nu cred că mai are ce negru acum să fie. Bun, îi dăm pe ăla? Hai. Dar să știu că o să merg mai încet. Da. Păi nici eu nu știu traseu. Nu cred că am luat-o niciodată pe acolo. Mainland. Ha, pe aici, mainland.
iarna acum arată bine. Niște pietroaie să mă bată, mamă. Ui, habar n-avem unde ne scoate acest traseu. Hai să mai facem gălăgie. Mai țipă și tu, Costin. Până acum e drăguțel. Cred că ne scate tot la gondolă, dacă nu mă înșel. Adică unde poate să te scoată la altă parte. Ui! Și aici era caca de urs. Ui! Ui! A, și am ajuns în... Am ajuns la final. A, și te-a scos aici. Vai, ce drăguț a fost traseul ăsta! Mi-a plăcut super mult! Nu? A fost foarte mișto! Bine că am luat-o pe el! Da, bine că îl știm acum! Oh. Stai, nu pot! De ce? Nu atâta pot să fac, stai! Stai! Stai!